Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am găsit la știri. Sunt Cristina Stamatin și să vedem titlurile acestei ediții. Campanie de vaccinare anticovid a început azi dimineață. Startul a fost dat la Spitalul Clinic Republican. Cine au fost primii lucrători medicali imunizați, aflați în câteva minute. Moldova marchează azi 29 de ani de la începutul sângerosului conflict de la Nistru din 1992. Cred în continuare noi ar trebui să ridicăm frunțele sus și să mergem înainte. Cum au fost comemorați camarazii căzuți la Nistru acum aproape 3 decenii, aflați la știri. Este electronică, vă spune fiecare detaliu, fiecare, adică este ceva pană sau ceva la mașină, deodată se indică aici. La cel vechi nu e așa. De astăzi, pe liniile din capitală au fost scoase alte 20 de troleibuze, 10 fiind noi. Pe ce rute vor circula vehiculele, aflați la știre. Campania de vaccinare anticovid a început în această dimineață. Startul a fost dat la Spitalul Clinic Republican. Primii au primit vaccinul lucrătorii medicali de la terapie intensivă și din celelalte secții unde se tratează pacienții infectați cu noul coronavirus. De asemenea, vaccinul a ajuns astăzi și la Institutul de Medicină Urgentă din capitală și în mai multe centre teritoriale de sănătate publică. Până la această oră au fost vaccinați deja 751 de lucrători medicali. Prima persoană din Moldova care a primit vaccinul anticovid a fost Alexandru Botizatu, șeful departamentului anesteziologie și terapie intensivă de la Spitalul Republican. Medicul spune că de mult așteaptă acest moment. Noi, medici, am discutat foarte mult, am urmărit și rezultatele studiilor din primele dăți când a apărut despre vaccin. Noi doar am așteptat vaccinul să ajungă în țară. Erau discuții, va ajunge Pfizer-ul, mai puneam că va ajunge AstraZeneca sau alt producător. A urmat șeful secției anesteziologie, Iana Cotorcea. După administrarea vaccinului, ambii medici au fost monitorizați timp de 15 minute, așa cum cer protocoalele. Noi știm că oricare reacție adversă poate fi de la oricare vaccin, nu are importanță asta contra vaccina COVID-19 sau oricare vaccină care noi facem pentru noi și copiii noștri. Tot în această dimineață a început și vaccinarea angajaților din prima linie de la Institutul de Medicină Urgentă. Șeful departamentului de reanimare al Institutului de Medicină Urgentă, Adrian Delei, lucrează de 20 de ani în sistemul medical, iar în ultimul an s-a ocupat zilnic de tratarea oamenilor bolnavi de COVID. Aici, la fel ca și la Spitalul Republican, ajung pacienții cei mai gravi. Imediat după procedură, medicul a primit un certificat de vaccinare care va fi acordat tuturor celor imunizați. Acesta este certificatul de vaccinare al primei doze. Medicii susțin că vaccinul nu garantează că omul nu se va îmbolnăvi de coronavirus, dar imunitatea dezvoltată îl va proteja de complicațiile virusului. Toți cei care fac vaccinul anticovid, chiar dacă se îmbolnăvesc, au o formă cu mult mai ușoară decât ceilalți. Procedura de vaccinare este aceeași pentru toți. Inițial veți primi informații despre vaccin și consecințele administrării acestuia. Va trebui să semnați documentul, după care veți fi consultat de un medic. Aici este triajul unde este așezată persoana și asistentul medical împreună cu medicul îi măsoară tensiunea și temperatura corpului. Apoi următoarea merge la înregistrare. La înregistrare, deci aici se înregistrează pentru registru pentru vaccinări. Ministerul Sănătății a alocat Spitalului de Urgență 1102 doze de vaccin pentru imunizarea cu două doze a 551 de angajați ai instituției. Zilnic aici vor fi vaccinate 30 de persoane. Directorul spitalului a menționat că prioritatea lor numărul 1 este să-i protejeze acum pe lucrătorii medicali de îmbolnăvire. În caz contrar, nu va avea cine trata fluxul continuu de pacienți.
Noi avem 62 de paturi în reanimare COVID și toate aceste paturi, la moment, sunt ocupate cu pacienți extrem de gravi. Noi completăm aceste paturi doar numai din contul celor care au fost externați din această secție. Când, în mod normal, într-o secție de terapie intensivă ar trebui să fie cel puțin 10% din paturi libere pentru stări excepționale. Între timp, în mediul online au apărut mai multe critici, de exemplu, mai mulți medici de la Comrat și Cea Derlunga refuză vaccinul anticovid produs de AstraZeneca și donat recent de România. Prin două documente semnate de șefii instituțiilor medicale din cele două orașe din sudul țării, Ministerul Sănătății este informat că niciun angajat din aceste structuri nu vrea să se vaccineze. Amintim că în total în spitale și în centrele teritoriale de sănătate vor ajunge jumătate din dozele AstraZeneca livrate sâmbătă în Republica Moldova. Este vorba despre aproximativ 11.000 de doze, dintre care 1.800 în stânga Nistrului. Între timp, președintele Parlamentului Zinaida Greceanu a solicitat identificarea de urgență a posibilității de achiziționare a unui lot de 1.000.000 de doze de vaccin pentru imunizarea cetățenilor. Subiectul a fost discutat la o ședință convocată de șeful legislativului, acolo unde au participat membrii guvernului în exercițiu și premierul interimar Aureliu Ciocoi. În prima zi de vaccinare, când în alte țări președintele a fost cel care a dat tonul campaniei, în Republica Moldova, șeful statului Maia Sandu a refuzat să se imunizeze. În același timp, vaccinul AstraZeneca, singurul disponibil în țara noastră, rămâne un preparat controversat la nivel mondial, fiind refuzat inclusiv de lucrătorii medicali. Întrebată dacă va urma exemplul altor președinți și se va vaccina printre primii, Maia Sandu a avut un răspuns vag. Asta chiar dacă anterior, când în Moldova nu exista vaccin anticovid, președintele declara că este gata prima să se vaccineze pentru a încuraja cetățenii. O să mă vaccinez când va fi nevoie. Acum este important să salvăm viața oamenilor din prima linie. O să mă vaccinez cu vaccinul care o să fie disponibil. Răspunsul președintelui pare suspect pe fundalul reticenței mondiale în privința preparatului Oxford AstraZeneca. Un exemplu este țara vecină Ucraina, unde medicii refuză să-l administreze. Astăzi în țară au fost înregistrate 1.400 de cazuri de COVID din 4.045 de teste efectuate. Din păcate au fost confirmate și 27 de decese. În spitale sunt internați 3.926 de pacienți confirmați cu infecția COVID-19, dintre care 326 în stare gravă. Tot astăzi alte 609 persoane au fost vindecate. În total, peste 167.000 de persoane au fost tratate de COVID-19. În tratament la domiciliu, cu forme ușoare și moderate de COVID-19, se află 10.363 de persoane, iar 17.160 sunt monitorizate de medicii de familie. Primesc salarii de 10.000 de lei, dar se scuză că nu au pârghii pentru activitate eficientă. Inițiem procedura de dimitere a directorilor Agenției Naționale de Reglementare în Energetică. Evident că pentru o activitate ineficientă. Mai mulți șefi de instituții numiți în perioada regimului Plahotniuc riscă să-și piardă funcțiile. Detalii în continuare la știri. După eșecurile suferite la Curtea Constituțională, Maia Sandu va începe să piardă teren în fața alegătorilor. Este opinia unor experți români care au criticat dur acțiunile din ultima perioadă a liderului de la Chișinău. Ei o mai acuză pe Maia Sandu că nu face nimic fiind în funcția de șef al statului, ci doar adâncește criza politică. Consultantul în campaniile electorale din România și Republica Moldova, Cristi Hrițuc, scrie că Maia Sandu a luat calea eșecului său politic. Primul pas a fost făcut la Curtea Constituțională, când decretul prin care Sandu a desemnat-o repetat pe Natalia Gavrelița drept candidat pentru funcția de premier a fost declarat neconstituțional. În cazul în care este constituită o majoritate parlamentară absolut formalizată, președintele Republicii este obligat să înainteze sau să desemneze candidatul înaintat de această majoritate pentru funcția de prim-ministru. Hrițuc a amintit că Maia Sandu s-a opus hotărârii curții și a declarat că își va urma strategia pentru a ajunge într-un final la alegeri anticipate. Parlamentul, fracțiunile parlamentare și președintele trebuie să înceapă noi consultări. Dumneavoastră nu veți începe aceste consultări? Eu mă întreb care este eficiența acestor consultări. O să încerc să am mai multe discuții cu oamenii din societatea civilă, să vedem cum văd ei, unii dintre ei, această situație și dar nerespectarea soluția. Deciziei curții, pentru că despre asta vorbim. Până la urmă, curtea v-a spus că trebuie să din nou să faceți consultări cu fracțiunile parlamentare. Și eu am spus foarte clar
De ce? Eu consider, în pofida acestei decizii, că țara trebuie să ajungă la alegeri anticipate. Statul de drept nu se construiește cu încălcarea legii fundamentale, scrie expertul român, potrivit căruia Maia Sandu știe de acest lucru, însă preferă să folosească sprijinul popular în mod cinic pentru a-și aduce partidul la putere. Aventura sa politică se va încheia cu un mare eșec, a concluzionat Cristi Hrițuc. Maia Sandu începe să piardă încet, încet elita din Republica Moldova. Pe acei oameni care știu foarte bine ce înseamnă încălcarea Constituției. Cel mai rău va fi când va începe să piardă procente serioase din cauza faptului că nu a reușit să livreze rezultate pe măsura așteptărilor. Un nou eșec la Curtea Constituțională poate fi momentul de cotitură când lucrurile se vor îndrepta spre eșecul politic al Maiei Sandu, scrie expertul de la București. Poziția consultantului român este susținută de un coleg al său, jurnalistul Ion Cristoiu, care declară că Maia Sandu s-a dovedit bună doar de scandaluri, fără a livra nimic constructiv pentru oameni. Eu mereu fac această diferență, că între a face ceva și a face gălăgie. Ea a început să facă gălăgie. Are și o declarație unică, zice, Constituțională a avut dreptate, dar în asemenea vremuri nu trebuie să respectăm Constituția. Ea trebuia să ia, hai să faci cu ăla, să vedem, mă sprijin pe ăla. Ea a venit și a zis, ca și Clotel, gata, Parlamentul e nelegitim, eu sunt Robespian, Jean d'Arc, nu vreau să discut cu voi. Nu vreau să discut cu voi și a ajuns în Moldova și nu va face nimic. Încă o dată, un lucru ăla mic, bătutul cuiului presupune în primul stat de ciocan. Bă, să iei cuiul, să găsești și să te apuci să bați. Nu-l găsești și apoi să nu te lovești peste dește. Cel mai bine spun, nu domnule, eu nu pot să bat cuiul ăla că nu mă lasă mafia. E foarte frumos, dar nu-i bătut cuiul. Președintele Maia Sandu a declarat în repetate rânduri că nu va întreprinde nicio acțiune până pe data de 23 martie. În opinia sa și a foștilor săi colegi din Partidul Acțiune și Solidaritate, în această zi ar putea semna decretul de dizolvare a Parlamentului. Șeful statului insistă pe această poziție în pofida atenționărilor din partea experților în drept constituțional, care declară că nu există astfel de prevederi legale. Mai mult, potrivit experților, decizia Maiei Sandu va aprofunda și mai mult criza politică, socială și economică. Președintele țării Maia Sandu nu vede o problemă ca într-un an de criză din bugetul de stat să se cheltuiască 120 de milioane de lei pentru alegeri parlamentare anticipate. Mai mult, anticipatele trebuie să aibă loc în opinia șefului statului, chiar dacă recunoaște că situația epidemiologică este complicată, iar în Moldova au ajuns tulpine de coronavirus mult mai agresive, care atacă inclusiv tinerii. Președintele Maia Sandu insistă pe organizarea anticipatelor în acest an, chiar dacă țara trece printr-un nou val de îmbolnăviri cu noul coronavirus. Șeful statului recunoaște că suntem într-o situație periculoasă, dar rămâne pe propria poziție. Anticipatele vor fi în vară. Nu se vorbește despre anticipate luna martie și acum eu încurajez pe oameni să respectăm distanța socială, să purtăm măștile, pentru că din ce ne spun medicii, au intrat în țară tulpini noi, care sunt periculoase, sunt tulpini noi care afectează oameni și din categoria de vârstă mai tânără, deci trebuie să fie vigilenți toți. Și din păcate avem foarte multe cazuri grave. De asemenea, Maia Sandu a fost întrebată și despre sursele de finanțare pentru organizarea unui nou scrutin. Șeful statului a făcut trimitere la bugetul de stat afectat în acest an de criza pandemică. Avem un buget în care sunt miliarde de cheltuieli. Și dacă vă uitați la eficiența acestor cheltuieli și la echitatea acestor bani. O să găsiți și bani pentru alegeri. Comisia Electorală Centrală deja a făcut un calcul estimativ al unui eventual scrutin parlamentar anticipat. Președintele Comisiei Electorale Centrale, Dorin Cimil, a declarat că anticipatele ne vor costa 120 de milioane de lei. Această sumă este echivalentul la 70.000 de pensii medii în Republica Moldova sau din acești bani se pot repara peste 100 de kilometri de drumuri în satele din țara noastră. Totodată, din 120 de milioane de lei pot fi procurate jumătate din numărul total de doze de vaccin anticovid de care are nevoie Moldova. Șefii celor mai importante instituții de stat care au ajuns în funcții în perioada regimului lui Vlad Plahotniuc ar putea să-și piardă fotoliile. Deputații fracțiunii PSRM au înregistrat o inițiativă legislativă privind lustrația și curățarea statului de influența oligarhică. Autorii inițiativei îndeamnă toți deputații din Parlament să susțină acest proiect. După o primă tentativă la finele anului trecut, deputații socialiști au înregistrat repetat în Parlament proiectul legii ilustrației care prevede demisia conducerii mai multor instituții de stat numită în perioada guvernării Partidului Democrat. Este vorba de transpunere în practică sau aplicarea în practică a acelei declarații
privind caracterul captiv al statului, unde în acea declarație au fost nominalizate majoritatea acestor instituții. Vom merge pe linia legii lustrației, care prevede că mai multe numiri în perioada 2016-2019 au avut loc un caracter pur politic și au fost operate mai multe numiri, da, în interesul regimului Plahotniuc. Considerăm că acești oameni numiți pe criterii politice nu fac față nici la BNM, nici la Consiliul Concurenței, nici în alte instituții publice importante. Este vorba despre conducătorii mai multor instituții de control sau responsabile de reglementarea pieții, numiți în funcție în perioada 20 ianuarie 2016-8 iunie 2019. Printre aceștia se numără și directorii de la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, criticați dur în ultima perioadă pentru majorarea prețurilor la carburanții vânduți la pompă. Așa cum Partidul Socialiștilor a anunțat săptămâna trecută, inițiem procedură de dimitere a directorilor Agenției Naționale de Reglementare în Energetică. Evident că pentru o activitate ineficientă, atunci când asistăm la anumite înțelegeri de cartel, atunci când au loc majorări în lanț, da, a prețurilor la carburanți care produc majorări în lanț, a prețurilor la produsele alimentare, medicamente. Vlad Batrâncea susține că nu mai pot fi tolerate argumentele sterile ale acestor funcționari care, în loc să se ocupe de reglementarea eficientă a pieții, dau vina pe lipsa de pârghii. În același timp, statul urmează să le asigure doar în acest an un buget salarial de 60 de milioane de lei. Considerăm că dacă aceste instituții vor fi funcționale, vom face economii nu doar în buzunarul cetățenilor, dar vom putea economisi și banii publici. De aceea că salariile deseori sunt absolut cosmice. Autorii proiectului au invitat toate fracțiunile parlamentare să susțină proiectul de lege pentru a asigura o resetare a acestor instituții. Propunem colegilor din Parlamentul Republicii Moldova să dezbatem pe larg această inițiativă. Nimic nu este bătut în cuie, putem da lărgi numărul semnatarilor, putem veni cu mai multe fracțiuni, chemăm iarăși colegii din Platforma Demnitate și Adevăr să revină cu propria inițiativă, ele pot fi comasate, și chemăm pe acei oameni buni, lucizi, care înțeleg numai ei ce trebuie de făcut, să susțină și ei această inițiativă, de aceea că ei critică foarte mult, cel puțin patetic, pe locuri convingător, critică funcționarii corupți. Proiectul legii ilustrației a fost înregistrat inițial de fracțiunea PSRM la începutul lunii decembrie 2020, însă nu a fost susținut de celelalte grupuri parlamentare. Documentul propune eliberarea din funcția conducerii Consiliului Audiovizualului, Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Autorității Naționale de Integritate, a Băncii Naționale, directorilor de la ANRE și ANRCETI, precum și a șefilor Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor, Consiliului Concurenței și Serviciului de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. Un prânz cald pentru un suflet nevoiaș. Salată de sticlă fiartă. Deci, la felul 2 avem bulgur cu legume și prăjoala de poi. Cine sunt beneficiarii, vă spunem în câteva minute la știri. De astăzi, pe liniile din capitală au fost scoase alte 20 de troleibuze, 10 vehicule sunt noi produse în Belarus și asamblate la regia Transport Electric, iar alte 10 troleibuze sunt la mâna a doua, fiind achiziționate din Riga. Unitățile sunt dotate cu sistem de aer condiționat și camere video. Autoritățile susțin că vehiculele vor circula pe cele mai solicitate rute din oraș. Troleibuzele din Belarus au ieșit azi pe liniile 10, 13, 17 și 21. Vehiculele au fost asamblate la Chișinău, modelul fiind unul nou care nu a fost scos nici pe liniile din Minsk. Specialiștii susțin că munca a fost una grea din moment ce interiorul, ușile și geamurile sunt diferite. Iluminarea deja este pe bază de LED, diferă sistemul de propulsare. Troleibuzele sunt mai moderne, mai la solicitarea călătorilor au mai fost dotate cu sobă adăugătoare. Sistem de aer condiționat, cât în cabină, atât și în salon. Noile metode au fost adaptate și regulilor impuse de pandemie. Одна из новинок этих троллейбусов встроена ёмкость для дезинфектанта. Модель современная, нажимать никуда не нужно, достаточно просто поднести руку. Primarul capitalei susține că scopul autorităților este să le ofere locuitorilor capitalei transport sigur. În această primăvară trebuie să ajungă alte 20 de unități de transport, să fie și soluția acelor peste
sau câtorva zeci de mii de oameni care au votat pentru ruta pe Albișoara. Au fost înlocuit trolebuzele de model vechi, trolebuze de model noi, pe aceste rute care s-au fost repartizate. A fost nevoie și înlocuire pentru că trolebuzele sunt vechi, sunt uzate. Sunt plângeri de la călători, trolebuzele sunt uzate. Șoferii care vor fi la volanul noilor trolebuze spun că sunt bucuroși de achiziție, deoarece noile unități vor fi mult mai comode, nu doar pentru pasageri, dar și pentru conducători. De acum am ani lucrați, am un staj oricare și am meritat. Dumneavoastră câți ani deja sunteți conducător la... 25 de ani. Este electronică, vă spun în fiecare detaliu, fiecare, adică este ceva pană sau ceva la mașină, deodată se indică aici. La cele vechi nu e așa, trescați, deodată, este electronic care vine și cat aici, e altfel. Autoritățile municipale susțin că va fi suplimentat și parcul de autobuze din Chișinău. La Parlament, cu solicitare și sper eu astăzi, mâine, când vor avea comisiile să avem, aviz pozitiv în această privință de la comisiile de profil, Comisia Juridică și Comisia Economică, pentru a acționa în achiziționarea și autobuselor, atât a celor noi cât și a celor de mâna a doua. Amintim că săptămâna trecută a fost relansată licitația pentru procurarea a 100 de autobuze. În acest sens, Ion Ceban a menționat că s-a adresat cu o solicitare Parlamentului pentru a sprijini și interveni în soluționarea problemei transportului public din municipiul Chișinău. Comisia Municipală de Sănătate nu optează pentru sistarea în weekend a transportului public în capitală, așa cum a dispus membrii Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică. Potrivit primarului Ion Ceban, la baza acestei decizii sunt mai multe motive serioase. Avem instituții strategice. Cine o să ducă medicii la lucru? Cine o să ducă asistentele medicale la lucru? Cine o să ducă pe cei care coc pâine la lucru? Cine o să-i ducă pe cei care produc lapte la lucru? Deci nu putem sista astăzi în asemenea formulă. Veste bună pentru persoanele nevoiașe din capitală. Este a doua zi când mâncarea destinată lor este distribuită la punctele speciale amenajate în fiecare sector. Angajații Direcției Asistență Socială și Sănătate spun că s-a optat pentru prepararea și servirea prânzului la pachet din cauza situației epidemiologice. Totodată, primarul capitalei Ion Ceban spune că dacă se vor forma cozi, iar oamenii nu vor ține cont de măsurile de siguranță, se va examina revenirea la livrarea la domiciliu a pachetelor cu produse alimentare o dată pe lună. Responsabilii serviciului de alimentare spun că un prânz constituie minimum 1000 de calorii și conține salată, felul întâi, bucate din carne sau pește, garnitură, copturi, legume sau fructe și pâine. Totodată, la elaborarea meniului se ține cont de reducerea glucidelor și grăsimilor. Costul zilnic pentru o persoană este de 28 de lei. Pentru astăzi, la prânzurile sociale calde, este așa în felul următor. Salată de sfeclă fiartă. Deci, la felul 2 avem bulgur cu legume și prăjoala de pui coaptă, la felul 1 avem supă de varză și deja avem adăugător, adică pentru fiecare persoană în parte, câte 125 grame de pâine, 100 de grame de covrigi și deja un măr proaspăt. În prezent, beneficiarii primesc mâncarea la pachet în puncte special amenajate. Вот пакет возьмите. Да. Здесь написано, да? Да. И время тоже написано. Спасибо вам. Приятного аппетита. До свидания. Следующий. Majoritatea beneficiarilor spun că mâncarea este bună și sunt mulțumiți de acest serviciu. Скажите, вам нравится еда или очень вкусная мамалыга, три кусочка мяса натуральные. Ну, конечно, супа там немножко, но очень мне понравилось. Eu de pildă tare mi-a plăcut ieri. Am avut așa o bucată de măliguță cu piept de găină cu smântână și supă și salată de varză, niște copturi, o cinci. Mie nu a ajuns. Și era gustoasă mâncarea. O să mai veniți? În toată ziua am să vin. Unii spun că s-au obișnuit cu acordarea pachetelor cu produse alimentare în schimbul prânzurilor, deoarece preparau mâncarea după propriul plac. На старости лет не каждому человеку можно все кушать, понимаете? А когда-то вот нам дают продукты,
Pentru a oferi prânzuri calde, Direcția Asistență Socială a organizat o licitație în urma căreia a câștigat un agent economic care a prezentat cel mai bun raport calitate-preț. Lunar, în sectorul Rășcani, se alimentează 300 de persoane. Licitația a avut loc în cadrul Direcției Generale Asistență Socială și Sănătate. Mâncarea este pregătită de către agentul economic care a câștigat licitația. Primarul Capitalei susține că autoritățile doresc să ofere servicii calitative, dar în același timp se ciocnesc de problema pandemiei și dacă oamenii nu vor respecta toate normele de siguranță, la preluarea prânzurilor nu este exclus că se va reveni la pachetele cu produse alimentare care se ofereau la începutul pandemiei. Vine toată lumea că e deprinsă la o oră anumită. Acum ce să facem ca aceste rânduri să le fluidizăm într-un fel sau altul? Astăzi am anunțat că pot primi acest prânz de la ora 10. Analizăm câteva, două, trei zile și vedem. Dacă nu putem dispersa oamenii, cel mai probabil că o să fie necesar să intervenim, să facem amendamente și să revenim la pachete. Pentru a nu pune în pericol viața și sănătatea nemijlocită a celor care beneficiază. În acest an, în capitală de prânzuri calde, beneficiază zilnic 1200 de persoane. Câteva zeci de mii de locuitori ai capitalei vor primi în lunile martie-aprilie compensațiile pentru căldura consumată în sezonul rece. Primăria Municipiului Chișinău susține că în acest an procesul a fost întârziat din cauza noului mecanism de procesare a dosarelor care a scutit potențialii beneficiari de mai multe drumuri la diferite instituții responsabile. Primarul Ion Ceban a dat asigurări că toți cei eligibili vor primi facturi recalculate la căldură. Municipalitatea urmând să aloce în acest scop 90 de milioane de lei. Potrivit Primăriei Capitalei, până la finele lunii februarie au fost procesate 26.805 dosare privind acordarea compensațiilor la plata agentului termic mai multor categorii de consumatori pentru sezonul rece 2020-2021. Din numărul total, 23.047 de cereri au fost acceptate, 382 sunt dosare noi, iar 3.379 au fost respinse. Cele mai multe dosare procesate sunt înregistrate în sectorul Botanica, 7.925, și în sectorul Râșcani, 7.208 cereri. Acestea sunt urmate de sectoarele Buiucan și Ciocana, cu câte 3.268 și respectiv 2.710 dosare, iar în sectorul Centru au fost examinate 1.475 de solicitări. Din suburbii au venit 2.043 de dosare. Primarul Ion Ceban a amintit că noul mecanism de procesare a fost implementat pentru a exclude prezența fizică a potențialilor beneficiari care anterior erau nevoiți să bată la mai multe uși pentru a obține mai multe certificate. La inițiativa mea personală și a fracțiunii pe care am reprezentat-o ca și președinte, au fost majorat acest număr substanțial, creat acest instrument, ca fiecare persoană în familie, evaluată la un venit de până la 3.000 de lei, repet, per cap de familie, și în cazul familiilor tinere, până la 5.000 de lei, să poată beneficia de compensații pentru perioada rece anului. A fost nevoie de timp pentru integrarea bazelor de date centrale și locale, astfel încât toate informațiile analizate să fie reale. Ion Ceban susține că noul mecanism s-a dovedit a fi mult mai eficient decât procedura de verificare anterioară. Trebuie să spun că în această perioadă am identificat și oameni care nu trebuie să primească compensații, în conformitate cu toate datele care sunt nemijlocit în bazele de date. Unii au câte 3 apartamente, alții au câte 2 mașini, iar alții nu au nimic. Edilul a anunțat că până în prezent au fost procesate 70% din dosarele potențialilor beneficiare. Cei acceptați vor beneficia de compensații chiar din această lună, restul vor intra în procedura de plată din aprilie. Ne cerem scuze pentru aceste incomodități, pentru că am întârziat un pic, pentru că am pus poate pe oameni să scoată un ban acum în plus, dar cu certitudine toți cei care trebuie să primească compensații, acele 10.000 de oameni, vor primi prin recalcul pentru toate lunile, avem peste 90 de milioane de lei, deci pe parcursul unei martie, toți, absolut cei care trebuie să beneficieze de compensații, vor primi aceste compensații. În același timp, Ion Ceban a accentuat că nu este vorba despre achitarea unor sume de bani. Compensarea agentului termic presupune recalcularea facturilor pentru întregul sezon de încălzire. Nu se dă banul cash în mână. Când vorbim despre 40% la căldura, de exemplu, pentru perioada rece anului. Este vorba despre recalcul în factura pe care o primește omul și îi se scad aceste 40% pentru întreaga perioada rece anului. Potrivit Primăriei Capitalei, în sezonul termic precedent de acest ajutor au beneficiat 30.730 de familii din municipiul Chișinău.
Începem primăvara cu vreme instabilă, o normalitate pentru această perioadă a anului. Dacă în următoarele 3 zile ne vom bucura de maxime, de vreme însorită și maxime generoase de până la 15-17 grade, atunci spre sfârșitul săptămânii vremea se va schimba brusc și este anunțată o scădere a temperaturilor până la 6-8 grade ziua. Meteorologia anunță pentru următoarele zile vreme frumoasă și caldă pe timp de zi, dar rece totuși pe timp de noapte, când vor fi cel mult 3-4 grade. De sâmbătă însă se răcește brusc și sunt posibile noaptea și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Termometrele vor arăta în weekend minus 5 grade Celsius noaptea și 6-8 grade pe timp de zi. Vremea rece și ploioasă se va menține pe tot parcursul săptămânii viitoare. Onoare și respect pentru apărătorii țării, astăzi se fac 29 de ani de la începutul conflictului sângeros de la Nistru. Participanții căzuți în război sunt comemorați de conducerea țării și de camarazii lor rămași în viață care au apărat integritatea și independența Republicii Moldova. În memoria celor căzuți acum 29 de ani în lupte de pe podul de la Vadul lui Vodă au fost aruncate în apele râului Nistru mai multe flori. Acțiunea este organizată pentru al 9-lea an consecutiv de reprezentanții Partidului Socialiștilor. Reca Dnistru должна стать рекой, которая объединит нашу страну в единое целое, а не разъединяет. Это должны понимать все, в том числе и политики, которые считают себя великими политиками. Надо садиться за стол переговоров, надо просить прощения друг у друга. Se discută mult cine a fost de vină, cine a împușcat primul, cine a împușcat al doilea, dar contează altceva, că noi trebuie să facem tot posibil ca să nu se mai repete cele venite. Problema transnistreană a apărut pe valul unor declarații naționaliste care au dus la acest război. Eu aș spune între frați. Asistăm acum la o încercare a unor forțe politice, inclusiv văd unele declarații din partea noului președinte a țării. La început de mandat au fost niște declarații foarte periculoase, care ar putea să trezească din nou spiritele și să aducă la destabilizarea situației. Și la monumentul Maica Îndurerată de la Complexul Eternitate s-au adunat mai mulți veterani ai conflictului armat de la Nistru ca să-și comemoreze camarazii. Ion Plămădeală, în 1992, era polițist. Bărbatul avea peste 40 de ani când a fost înrolat. În timp ce el se afla pe platourile de luptă, acasă l-așteptau soția și cei doi copii. Prima zi când s-a început, ne-au luat la Gulercani. Nu era prima linie Amonu, noi a doilea linie de Amonu. Am fost de 5 ori, câte o săptămână. 5 săptămâni. Și când s-a început, și când s-a mântuit, tot acolo eram. Noi suntem acolo, dar erau niște comandanți care au venit, știți, asta ți-i ciudă cum a făcut ea. Au fugit acasă, un capitan a fugit la casă, el are copii și fumeie. Parcă restul n-aveau fumeie și copii acasă. Cu lacrimi în ochi își amintește și Vasile Andronic clipa când s-a rupt de familie pentru a apăra statalitatea țării. Acasă mi-au rămas două fetițe mici și cu gândul că poate că mă întoarce. Și asta m-a făcut familia ca să fiu tare și să mă întorc înapoi. Cred că în continuare noi ar trebui să ridicăm frunțele sus și să mergem înainte. La evenimentul de comemorare a eroilor căzuți în conflictul armat de la Nistru au luat parte și primele persoane în stat. O luptă cu spatele mereu vulnerabil. O luptă în care s-a călit Republica Moldova, atacată în 1992 de cei care nu-i doreau independența. Mă închin în fața domniilor voastre pentru eroismul de care ați dat dovadă, pentru sângele pe care l-ați varsat a cei dintre voi care au fost răniți pe câmpul de luptă și pentru cei care ați pierdut din tinerețea dumneavoastră în luptele pentru suveranitatea și integritatea teritorială a țării noastre.
De asemenea, un grup de veterani ai războiului de la Nistru a fost decorat de ministrul în exercițiu al apărării Victor Gaiciuc cu distincții ale Armatei Naționale. Medaliile pentru consolidarea frăției de arme și pentru cooperare a fost oferit în semn de apreciere a succeselor deosebite în domeniul de activitate, promovarea păcii și democrației în lume. Autoritățile precizează că, în conformitate cu o dispoziție a guvernului din 12 februarie, pe parcursul acestui an, veteranii de război, familiile celor căzuți în lupte și persoanele cu dizabilități vor beneficia de servicii de protecție socială, ajutoare materiale și asistență medicală. Ziua oficială a declanșării conflictului de la Nistru este data de 2 martie 1992, însă primele ciocniri dintre reprezentanții autorităților constituționale de la Chișinău și separatiștii de la Tiraspol au fost încă la sfârșitul anului 1991, după blocarea podurilor de la Dubăsar și Gura Băcului. În data de 21 iulie 1992, Chișinăul și Moscova au semnat un acord de încetare a focului, iar de-a lungul râului Nistru fiind instituite zone de securitate. În 2010, Parlamentul a desemnat ziua de 2 martie drept ziua memoriei. Datele oficiale arată că în conflictul armat au fost implicați aproximativ 30.000 de combatanți. În urma războiului și-a pierdut viața 286 de persoane, printre care militari, polițiști, rezerviști și civili, iar alți 284 au fost răniți. În prezent, în Republica Moldova, sunt înregistrați aproximativ 26.000 de veterani ai luptelor pentru apărarea independenței și integrității Republicii Moldova. O nouă expoziție unde sunt prezentate poze și documente ce redau evenimentele din primăvara și vara anului 1992 a fost lansată astăzi la Muzeul Național de Istorie. Acolo putem vedea în imagini urgia războiului și detalii despre primii ofițeri care și-au dat viața când posturile de poliție din Dubăsar, Tighina, Grigoriopol și Cocieri au fost atacate concomitent de forțele separatiste. Este vorba despre acel război din Transnistria, care, deși a avut câțiva ani conflicte mai mici în derulare, punctul culminant, spun așa, deci declarat cumva a fost 2 martie 1992. În speță este o expoziție fotodocumentară comemorativă dedicată acelor persoane, supuse militar sau civil, care și-au pierdut viața în primăvara și vara anului 1992. Locotenent colonelul Mihai Moraru, Iurie Bodiu, Valentin Slobozenko, Vitalie Păvăluc, Sergio Staff, Tudor Buga și alți câțiva polițiști au fost primii care și-au dat viața pentru independența Republicii Moldova în data de 2 martie 1992. Toate pozele expuse în cadrul expoziției au fost colectate de la combatanți, de la familiile acestora sau din presa de război de atunci. Nu sunt doar poze ale persoanelor supuse militar sau ale militarilor în termeni care au luat parte, ci sunt și poze ale civililor, medici, surori medicale, personal care a ajutat la scoaterea răniților din teatru de lupte și toate au fost prezentate aici, pentru că acel război, pentru că nu-l putem numi altfel, din 1992, în pofida absurdității sale, a lăsat în urmă foarte multe victime, a lăsat în urmă foarte multe distrugeri și cu regret nu a avut o finalitate foarte clară pentru noi. Potrivit organizatorilor expoziției, principalul scop al acțiunii este educarea tinerei generații care știe superficial despre evenimentele din martie 1992. Mulți tineri, de vârsta mea, mai tineri, nu cunosc în detalii ce s-a întâmplat la Nistru în 1992, nu cunosc condițiile sau ce a dus la izbucnirea acestui război, ori prin informațiile care sunt prezentate aici, prin fotografiile celor care au participat, prin măsurile care au fost luate ulterior. Încercăm să sensibilizăm opinia publică, să educăm tinerii și nu doar această categorie de vârstă. Expoziția va putea fi vizitată până pe 21 martie. Doamnelor, domnilor, aici încheiem știrile la ora 21. Nu pierdeți buletinul în limba rusă. Să aveți o seară liniștită. La revedere, până mâine!